Am gândit să începem așa cu ce se vede pe stradă. Dacă ieșim pe stradă sau dacă ne uităm pe Facebook, cum mai e gândită, cum mai e simțită, percepută moartea în societățile noastre? Eu am senzația că și-a pierdut cumva și din prestigiu. S-a devalorizat, dacă ne uităm la ritualurile de înmormântare, din ce în ce mai formale, mai reduse, au devenit aproape, cum să spun, pentru mulți sunt un pic o povară sau cum vezi lucrurile? E interesant, de fapt depinde de societatea de la societatea la alta. Acolo unde trăiesc eu nu se mai moare. Moartea s-a demodat și lumea nu mai vorbește despre moarte, nu mai e trecută cu vederea, e menționată. Lumea nu moare, nu ești mort când mori, ești casualty. Chiar limba exclude moartea într-o anumită măsură. Și gândiți-vă la producțiile hollywoodiene, nu? Unde mor băieții răi, aia trebuie să nu am nicio problemă, dar dacă moare eroul principal, cel pentru care audiența are simpatie sau spre care tinde să aibă simpatie, e un dezastru. Am predat un curs la universitate la mine, se chema Chestiuni de viață și de moarte. Și era un curs despre moarte, de fapt, despre diverse moduri de a muri, despre semnificația morții, despre culturile funebre și așa mai departe. Și fiecare săptămână era un curs, un seminar. Citeam un text și vedeam un film. Citeam Moartea lui Ivan Ilici și ne uitam la Ichirul de Kuroșava. Pentru o minte europeană sunt lucruri banale. S-au înscris vreo, era o limită, s-au înscris vreo 20 de studenți și am văzut că de la o săptămână la alta veneau tot mai puțini, practic, că începeau să dispară. Și până la urmă am întrebat pe cineva cu care discutam ce se întâmplă. Și și-a dat drumul. Și am aflat că e cumplit. Că mor pe capete, în sensul ca studenți înscriși. Îi termina subiectul. Deci să discuți despre moarte săptămânal, 3 ore, și să te uiți la show, să te și uiți la un film despre moarte, era prea mult pentru copiii ăștia. Aveam o studentă care era la școala de medicină, se ducea, venea îmbrăcată în uniformă și se pregătea să intre în profesia medicală, unde ar fi văzut moartea cu ochii ei. Nu? Chiar și aia. Exista o presiune, există o condiționare să nu te gândești la moarte, să nu ai de-a face cu ea. Bine, ține și de spiritul american, e o societate optimistă, să vezi numai partea plină a paharului, numai lucrurile bune, nu te gândești la moarte, că te deprimă și dacă te deprimă, nu mai ești atât de productiv și nu mai faci așa de mulți bani și nu mai poți să cheltui. Și practic am observat în cursul ăsta, ca să revin, a fost ceva foarte interesant. Pe de-o parte a fost un curs, cum am spus, construit în jurul ideii de moarte și pregătire pentru moarte și așa mai departe. Pe de altă parte am putut testa atitudinile americane curente față de subiect, prin comportamentul studenților mei și apoi prin eseurile pe care le-au scris și prin ce mi-au spus după aia. Ceea ce nu mă așteptam, dar mi-a oferit un material extraordinar. Asta e una. Bine, lucrurile sunt vechi. Când eram tânăr aici, am citit Filip Aries și povestește despre chestia asta în vest, mai ales a început în societățile anglosaxone. În Anglia un sociolog vorbea de pornografia morții încă din anii 50. Se ascunde, ți-e rușine, nu e moarte, e o chestie de care ți-e rușine. Nu pronunți în public, nu porți doliu, nu, nimic ce are de face cu moarte nu se arată. Și Moartea nu cred. ne mai impresionează, nu ne mai creează, Depinde nu ne cum mai am, alertează. știu, depinde cum am procesat experiența istorică respectivă. În America, unde n-a fost războiul al doilea mondial și primul, de altfel, au fost experiențe îndepărtate, se duceau unii soldați și veneau cu povești, după aia se făceau filme, dar omul de rând n-a avut acces la experiența aia istorică, nu s-a întâmplat la ei. Acolo, evident, o atitudine față de moarte. Și o cu totă atitudine în Europa, unde s-a murit, nu? Din fiecare familie a lipsit cineva. Și am văzut, am
sunt oameni care mai trăiesc și care au trăit lucrurile alea și ne-au povestit. Chiar dacă ne-am născut mult mai târziu, avem alt fel de acces la experiența istorică respectivă. Apoi sunt societăți precum, nu știu, Vietnam, unde s-a murit mult mai recent, încă în anii 70 avem război din Vietnam, și unde lucrurile stau diferit. Depinde foarte mult de societate, ar spune. Cartea asta are mai multe mize și mai multe teme secunde care par a fi chiar mai importante decât tema principală a cărții. De pildă, o temă secundă ar fi o prezentare a filozofiei ca modelare de sine. Deci, prin urmare, cam asta spui, că filozofia nu e doar o învățătură sau nu e o învățătură, este nu e ceea ce se predă în universitate, ceea ce citim din cărți, ci ceea ce citim, ne însușim, e o miză existențială. Exact. Mai există astăzi astfel de filozofi care își asumă? Nu mai există atât de mulți, probabil, cum au fost, dar ce am vrut să arăt e că ar trebui. Distinția e exact cum am spus, între un corpus într-o operă scrisă, eventual, sau vorbită, dar tipic scrisă, și un proces, ceea ce îi se întâmplă filozofului în timp ce o scrie sau publicul în timp ce o citește. Filozofia ca un mod de viață, ca o experiență transformatoare. Nu? Astăzi, filozofia în cea mai mare parte e o profesie, filozofie respectabilă, nu? E profesionalizată, e predată, discutată, publicată și așa mai departe. Comportamentul privat, comportamentul filozofic al filozofilor e nesemnificativ, nu interesează. Poate fi admirabil, dar nu ne interesează. O fi ticăloșit, nu ne interesează. Ce ne interesează e consistența textului, argumentația, tipul de probe care se aduc, coerența interioară. Asta e foarte interesant. Nu mai e vorba de coerență, nu ne mai interesează coerența dintre zis și făcut, dintre ceea ce spune filozoful și ceea ce face, ci doar coerența internă a operei. Nu mai e, cum spuneți, nu mai e. Sunt sigur că sunt filozofi mulți care se poartă foarte frumos și au ajuns să practice aceasta. Dar totuși, adică și spui asta în carte când vorbești de Heidegger, e ceva ce ne deranjează când vedem că un filozof nu își urmează în viața privată sau în viața publică ceea ce spune. E ceva care nu se potrivește acolo, chiar, adică încă simțim lucrul ăsta. Mă gândesc dacă nu cumva așa simțim și față de oamenii politici, față de elita din ziua de astăzi și poate că așa se întâmplă, poate de asta au atâta succes populiștii. Da, e bună paralela aia. Există o tensiune, exact cum ați observat, între preponderența filozofiei ca teorie, ca practică profesională și, pe de-o parte, și pe de-o parte, situația când un filozof face ceva și îi sar ceilalți în cap și îi spun, păi nu o să faci așa ceva. Păi de ce folosim un așa criteriu? Ar trebui să nu ne intereseze, ar trebui să fim consistenți, nu? E foarte interesant. Deci a dispărut filozofia ca mod de a trăi și totuși reapare din când în când. Eventual, când e convenabil, reapare în discuție. Ceea ce îmi spune că e totuși mai speranță. Înseamnă că idealul nu a murit, e undeva acolo și se poate reveni la o nouă coerență, la o nouă cultură filozofică unde ceea ce face filozoful și ceea ce spune trebuie să fie în acord. Revenind la politicieni, da, sigur că da. Ar trebui să fie idealul oricui. Acest acord între faptă și gândire să fie ideal oricui. Dar eu avem așteptări mai mari de la filozofi. Tocmai că ei inventează, nu, criterii, ei teoretizează eticul, comportamentul și așa mai departe. Și aici, la ei așteptările sunt cele mai înalte. Evident, când ajungem la politicieni,
sunt așteptări, dar și mai eficiența este mult mai mare. În comentariile cititorilor și principalul reproș care se aduce, eu știu, Uniunii Europene, spun birocrații, sunt niște politicieni birocrați. Ori exact ar vrea ca politicienii să fie lideri, nu? Să să-i convingă. O altă temă este trupul filozofului. Este miza ultimă sau pe care o pune în joc ca să își păstreze integritatea. Cum, ce are diferit trupul filozofului față de felul cum percepem noi, ne percepem trupurile? Fundamental nimic. Trupul e același pentru toată lumea. Dar la filozofie e interesant că ceea ce tradițional trece drept ceva secundar, de la Platon până la, până la noi, trupul, nu? Fratele porc. Există o anumită depreciere. Trupul e neglijabil. E ceva de rușinos și nu e interesant, nefilozofic. Nu merită atenția filozofică. Ei bine, în cazurile de care vorbesc în carte, trupul devine un instrument. E ceea ce îți trebuie ca să-ți pui în viață, în practică, proiectul filozofic. Și aici e toată chestia, pentru că e bancul de probă, e instrumentul de care ai nevoie ca să-ți testezi integritatea. Eu văd lucrurile așa, ca și cum ai juca un joc de cărți și ultima miză pe care o ai, ultimii bani pe care îi pui în joc este trupul. Da. Când ai renunț, când toate argumentele și ca în apărarea lui Socrate, ca în discurs, când toate argumentele n-au convins, trupul e ultimul. Exact. Nu, foarte bine. Mi se pare o imagine foarte bună. Exact. Miză. Da, doar că nu e. La jocul de cărți ține și de hazard. Nu? Depinde ce cărți ai. Pe când în povestea mea, trupul e de la bun început acolo. El știe dacă e încăpățânat și știe că nu o să renunță, știe că va trebui să folosească cartea aia. La jocul de cărți, poate da, poate nu. Spui că numai ironia se mai poate păstra în ziua de astăzi. Asta este... este ceea ce spui tu, este teza ta filozofică, ceea ce îți asumi tu, că numai ironia îți mai poate păstra astăzi o brumă de demnitate. Comentează... Și de sănătate mentală. Ideea e că nu trebuie să iei nimic prea în serios și mai ales pe tine însuți. În spate e o idee mai largă de ideea modestiei, ideea locului propriu în marea schema lucrurilor. Și atunci trebuie să știi câtă importanță să-ți acorzi. Suntem ceea ce suntem, suntem ceva, dar suntem de obicei mult mai puțin decât ceea ce ne imaginăm că suntem. Și atunci ai nevoie de ironie. Ironia e o rețetă, e un ingredient de care ai nevoie să trăiești decent, să nu te umfli în pene, să nu te supradimensionezi și astfel să pierzi contactul cu realul, cu ceea ce este. Ce este ironia? Cum ai defini ironia? Bine, în tehnică, în retorică, o definești, e o definiție standard, între una spui și alta semnifici, dar în contextul meu e ceva mult mai larg, e un procedeu, e o atitudine în fața lumii, a vieții, a întregului, prin care nu te iei în serios. Asta e. Îți acorzi un spațiu, o distanță, față de totul și de toate. În sensul ăsta. Există o distanță și în definiția retorică, clasică, a ironiei, o diferență între ceea ce spui și ceea ce semnifici, dar distanța rămâne și se amplifică aici, în definiția mea. Pentru că apare ceea ce spune, apare la sfârșit, în concluzia cărții, în postscriptumul ei, dar e prezent tot, problema e prezentă peste tot în carte.
ideea că ajungi să mori pentru o idee, ideea că te poți afla în situații stupide și totuși trebuie să te porți ca și cum ar fi serioasă. Socrate putea să, totuși, niște, din punctul lui de vedere, cei care l-au condamnat erau niște mediocre, nu? O și spune, o înțelegem printre rânduri. El nu dădea mare lucru pe membrii juriului. Și totuși a jucat, și aici văd o altă formă a ironiei socratice, s-a comportat ca și cum cei care l-au condamnat erau oameni demni de toată stima. Mi se pare extraordinar. A murit, a plătit cu un preț foarte mare, ceea ce îi venea niște inși mediocri, în fond, din punctul lui de vedere. Nu erau genii, nu erau membri ai Academiei franceze. Mai există tipul ăsta de ironie, de umilință la, eu știu, la intelectualii din ziua de astăzi? Sau la... Tocmai de-aia vreau să pledez pentru așa ceva. Nu există, pentru că lumea se ia foarte în serios. Îi vedeți peste tot, se ocupă de un mic domeniu în filozofie, în orice, și e centrul lumii acolo, domeniul ăla e definitoriu pentru orice, e sfârșitul, începutul și sfârșitul, nu? Și nu e, lipsește ironia, exact ce sugerați, lipsește dramul de ironie care te face un om normal, care te face un om sănătos, mi se pare crucial. Să reinventăm, să regăsim ironia asta. Ai un citat din Heidegger în care spui că impersonalul se este cel care ne liniștește, care ne face să fim liniștiți în privința morții și realitate și nu numai a morții, și a temelor grave. Ne place să ne conformăm, să preluăm opiniile conforme, cele care nu depășesc, să zic așa, orizontul de înțelegere al semenilor. Ce se întâmplă când astăzi cineva trece, să zic așa, linia asta a înțelegerii? Tu știi mai bine, în universitățile americane, probabil că mai sunt voci care trec dincolo de linia asta de înțelegere, de acceptabilitate. Da, mi se pare fundamental ce ridicați aici și întâmplător o carte la care lucrează exact despre chestia asta, conform se cheamă titlul, e contractată, e un proiect în lucru. Against conformity. Exact ceea ce spuneți. Există o presiune uriașă să te conformezi, să mergi cu ceilalți. Dacă e puțin într-o parte, e nenorocire. Din multe puncte de vedere, strici pacea socială a microgrupului. Te plasezi în afara, din multe, deci sunt mai multe straturi ale problemei aici. Te plasezi într-o situație de precaritate personală. Ești nu doar în inferioritate, ești amenințat profesional, social. Și atunci ideea mea e că, mai ales pentru filozofie, pentru umanioare în general, pentru filozofie, e fundamental să existe comportamentul ăsta eretic. Erezia mi se pare că ar trebui să facă parte din definiția filozofiei, să fii în stare să spui nu. Să mergi împotriva curentului, să înnoți împotriva curentului. Și mă folosesc de Diogene ca un... Doar creez o poveste, recreez contextul istoric al lui Diogene și îl aduc în lumea noastră, îl reinventez cinismul ca atitudine sănătoasă și ca o rețetă de recâștigarea a autonomiei personale, în primul rând, dar și eventual, să sperăm, a autenticității. Se poate. Există... E și greu să generalizăm, e periculos să generalizăm. Există un grad enorm de conformism. Lumea se conformează pentru că e simplu, e economic, e profitabil. Dacă faci ce face lumea, dacă mergi cu valul,
Iei un post, un job bun, îți publici cărțile cum trebuie, primești recompensă, ești promovat și așa mai departe. E foarte omenește sau în termen de psihologie evoluționistă, e convenabil ca creatură, ca ființă. Consum puțină energie făcând asta, mergând cu valul. Dar asta face orice creatură, orice animal, nu? Tinde să consume cât mai puțin și să câștige cât mai... Omenește, ca om, ceea ce te definește, ca om e să mergi împotrivă, să faci ceva ce nu-ți impune biologia. Și atunci o să încerc să recreez tipul rebelului, tipul ereticului și să văd ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Contactul dintre majoritate, dintre mainstream și figura rebelă. Cum îi spune virtuții acelea de a spune adevărul în față? Paresia. Liber, vorbirea, nu știu, românește, straight talking în engleză, paresia. De a arunca, de a vorbi... Cuvântul grecesc e interesant, pentru că în el are pan, e ideea de a spune totul, să nu lași nimic nespus. E spurcat, cineva e spurcat la gură în sensul că nu cruță nimic. Nu spune prostii, dar nu cruță nimic, dezvăluie totul și aia nu se face. Simplu fapt de a acoperi totul, de a spune totul, e un păcat social cumplit. Nu se face așa ceva. Asta e... Și aici e puterea cinicului care desfințează convențiile, care merge împotriva sistemului și spune totul, arată cu degetul și ceea ce îl face autentic și îl împuternicește. Acum, evident că e un pericol. Poate să ajungă ca Socrate, poate să o sfârșească prost. Dar ca proiect filozofic mi se pare admirabil, pentru că are integritate. Persoana respectivă are integritate. Și acolo unde e integritate, e și originalitate. Cine face chestia asta, mi se pare că promite și să fie un gânditor original.